Sarea în bucate de Petre Ispirescu. A fost odată un împărat. Acest împărat avea 3 fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui el și-o aruncase asupra fetelor. Ele, mărindu-se și văzând sârguința ce punea părintele lor ca să le crească pre ele, să le învețe și să le păzească de orice răutăți și bântuieli, se sileau și ele din toată puterea lor ca să-l facă să uite mâhnirea ce-l cuprinsese pentru moartea mumei lor. Într-una din zile, ce-i vine împăratului că nu mai întreabă pe fata cea mare? Fata mea, cum mă iubești tu pe mine? Cum să te iubesc, tată? Ia ca eu te iubesc ca mierea, răspunse ea, după ce se gândi că ce lucru poate fi mai dulce pe lume. Atâta o tăie capul pe dânsa, atâta și vorbi. Să-mi trăiești, fata mea, să-mi facă Dumnezeu parte de tine. Și întrebând și pe fata cea mijlocie, dar tu cum mă iubești pe mine, fata mea? Ca zahărul, tată. Atâta o tăie și pe dânsa capul și atâta răspunse. Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea, să mă bucur de tine. Pasămite, fetele acestea erau lingușitoare și știau să-și arate iubirea către părintele lor mai mult decât o aveau. Împăratul se bucură cât un lucru mare când auzi de la fetele lui cele mai mari cât îl iubesc. El socoti că altfel de iubire nu poate să fie decât cea dulce ca mierea și ca zahărul. Și uitându-se și la fata cea mai mică, ce sta mai deoparte și cu sfială, o întrebă și pe dânsa. Cum mă iubești tu, fata mea? Ca sarea în bucate, tată, răspunse și ea cu fața senină, zâmbind cu dragoste firească și lăsându-și ochii în jos de rușine că vorbi și ea. Ea se rușina biet văzând că tată său o băgase și pe ea în seamă că era mai mică. Când auziră surorile ei răspunsul ce deteia tatălui lor, pufniră în râs și-și întoarseră fețele de către dânsa. Iar tatăl lor se încruntă și, plin de supărare, zise: Ia fă-te mai încoace nesocotito, să ne înțelegem la cuvinte. N-auziști tu pe surorile tale cele mai mari cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele ca să-mi spui câtă dragoste dulce ai și tu către tatăl tău? Pentru asta oare mă trudesc eu ca să vă cresc și să vă dau învățătură cum altele să nu fie în lume ca voi? Să te duci de la mine cu sarea ta cu tot! Când auzi fata cea mică a împăratului urgia tatălui său ce cădea pe capul ei, intră în fundul pământului de mâhnire, căci se supărase tatăsău și, încumetându-se, zise: Să mă ierți, tată, că eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit cu mintea mea că dragostea ce am către tine este, dacă nu mai presus decât a surorilor mele, dar nici mai prejos decât mierea și zahărul. Auzi, auzi, o întrerupse tatăl său, și mai ai și obraz să te atingi de surorile tale cele mai mari? Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești, să nu-ți mai auzi de nume! Îi închise gura și o lăsă plângând. Surorile vrură să o mângâie, dar cu niște cuvinte atingătoare, care îi făceau mai mult rău decât bine. Fata cea mică a împăratului, dacă văzu că nici surorile nu o cruță, își puse nădejdea în Dumnezeu și se hotărâ să plece
unde mila Domnului o va duce. Își luă deci din casa părintească un rând de haine proaste și vechi și pribegii din sat în sat până la curtea unui alt împărat. Ajungând acolo, stătu la poartă. Chelăreasa o văzu și, dacă veni la dânsa, o întrebă ce vrea. Ea răspunse că este o fată săracă și fără de părinți și ar vrea să se bage la stăpân dacă ar găsi vreun loc. Tocmai atunci ieșise ajutoarea chelăresei și ar fi voit să bage pe alta. Se uită la dânsa chelăreasa cu ochii pătrunzători și îi se păru a fi bună să o ia pe dânsa în slujbă. Fata de împărat mai fu întrebată că ce simbrie cere și ea răspunse că nu cere nicio simbrie, fără decât să slujească o bucată de vreme și dacă slujba ei va fi vrednică de vreo simbrie, să-i dea atât cât va face. Chelăreasa se bucură văzând-o că răspunde așa de cuminte și o luă să-i fie ajutoare. Îi spuse ce are să facă și îi dete pe mână un vraf de chei din mai multe ce avea. Fata era cu minte și deșteaptă. Ea începu să deretice prin cămară și prin dulapurile de la care avea cheile și să puie fiecare lucrușor la o rânduială lui. Și fiindcă îi prindea mâna la frământat, la fiertul dulceților și la alte bunătăți de mâncare, ce se afla prin cămările împăraților, în grija ei fură lăsate tainurile curții. Și cum oare n-ar fi știut să facă toate astea? Mă rog, fată de împărat nu era? Și nu se ivi nicio cârteală din partea nimănui, căci ea toate tainurile le împărțea cu cumpănă și, cu dreptate, de nu-i găsea nimeni nicio părtinire. Unde să stea ea la vorbă de șartă sau cu străinii care veneau să-și ia tainurile și merticurile? Unde să iasă din gura ei vreo vorbă fără cumpăt, ori să asculte de la cineva vreo asemenea vorbă, că se rușina și găsea ea cuvinte destul de cuvincioase, cu care să închiză și gura cea mai farfară. Ea nu sta la taifas cu slugile ori cu slujnicele curții și când își găsea câte nițică vreme de repaus, citea pe carte. Toți cu totul aveau sfială de dânsa și nu-i găsea nimeni vreo faptă care să le dea dreptul a-i atârna vreun ponos de coadă. Vestea despre vrednicia și smerenia ajutoarei de chelăreasă ajunse numai decât și la urechile împărătesei. Ea a dorit o vază. Iar dacă se înfățișă împărătesei, fata de împărat știu să se arate și să vorbească din inimă curată, fără prefăcătorie și fără multă îndrăzneală. Împărăteasa a prinsea o îndrăgi. Ea bănui că ajutoarea de chelăreasă nu poate să fie de neam prost. Și așa cum vă spusei, împărăteasa luă pe fată ajutoarea chelăresei pe lângă dânsa. Unde se ducea împărăteasa, mergea și ea. Când se punea împărăteasa la lucru, lucra și ea. Apoi, lucrul ce ieșea din mâna ei era mărgăritar, nu altceva. Din toate cuvintele, cele înțelepte ce ieșau din gura ei plăcu împărătesei mai mult decât orice. Ce să întindem vorbă multă? Ajunsese să fie nedespărțită de împărăteasă. O iubea împărăteasa ca pe copilul ei. Se miră și împăratul de atâta alipire a împărătesei către această fată. Acest împărat avea un fecior singur la părinți. Tatăl său și mumăsa se uitau la dânsul ca la soare.
îl pierdeau de drag ce le era. Și mergând împăratul la un război, luă și pe fiul său cu dânsul ca să se deprinză cu oale războaielor. Acolo nu știu cum se făcu, nu știu cum se drese, că numai ce l-a dus era acasă rănit. Să fi văzut pe măsa jăliri și plânsete. Nopțile le făcea zile privindu-l la boală. Iar dacă o ajunse oboseala de nu mai putea sta în picioare, împărăteasa puse pe fata ei din casă, ca pe un om de credință, să îngrijească de dânsul și apoi, când una, când alta, erau nelipsite de lângă patul rănitului. Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei, mângâierile ei cele dulci și neprefăcute, smerenia ei deșteptară în inima bolnavului o simțire ce nu avusese până atunci, iar mai mult decât toate, cum știa ea să umble de binișor când îi primenea rănile, făcu pe fiul de împărat să o iubească ca pe o soră, căci pare că îi alina durerile când punea ea mâna pe rănile lui. Într-un după prânz, după ce se făcuse mai bine, când sta de vorbă cu măsa, el îi zise: "Știi ce, mamă? Mie mi-ar fi voia să mă însor." "Bine, măicuță, bine. Mai bine de tânăr decât să intri în valurile lumii. Să-ți caute maica o fată bună de împărat și de neam și de treabă." "Ea e găsită, mamă." "Și cine este? O știu eu?" "Să nu te superi, mamă, dacă ți-o-i spune. Mie mi-a rămas la inimă fata dumitale din casă. O iubesc, mamă, ca pe sufletul meu. Din câte fete de împărați și de domne am văzut, niciuna nu mi-a plăcut ca dânsa. Ea mi-a robit inima." Se împotrivi împărăteasa oarecum cârmia, dar nu fu cu putință să întoarcă pornirea fiului ei de la această însurătoare. Dacă văzu și văzu că altfel nu se poate și că fata ce și-a alesese fiul ei să o ia de nevastă este cu minte, blândă, cu bună judecată și mai presus de toate este smerită, cinstită și vrednică, se învoi și dânsa. Rămase acum să întublece și pe împăratul, tatăl băiatului, ca să primească și dânsul alegerea fiului lor. Pentru aceasta nu fu mare greutate, căci atât muma cât și fiul căzură cu rugăminte și lăudară pe fată cum știură ei mai bine. Logodiră deci împăratul și împărăteasa pe fiul lor cu fata din casă a împărătesei și hotărâră și nunta. Când începura a face poftirile la nuntă, logodnica fiului de împărat se rugă cu cerul și cu pământul că la nuntă să poftească și pe împăratul cu tare, pe tatăl ei adică. Se feri însă de a spune cuiva că este fata acelui împărat. Socrii primiră să-i facă voia și poftiră la nuntă și pe acel împărat. În ziua cununiilor veniră toți musafirii la nuntă. Se începură veseliile și ținură toată ziua ca la împărați de. Ce să zici, seara se întinse o masă de alea împărăteștile, cu fel de fel de mâncări, de băuturi, de plăcinte și de alte bunătăți, de să-ți lini și degetele când le vei mânca. Mireasa poruncise bucătarilor ce bucate să gătească. Ea însă cu mâna ei găti deoparte toate acele feluri de mâncare numai pentru un musafir. Apoi dete poruncă unei slugi credincioase ca să bage bine de seamă că, aducând la masă bucatele gătite de dânsa, să le puie dinaintea împăratului poftit după rugăciunea ei.
dar să îngrijească să nu le pui dinainte altcuiva, că e primejdie de moarte. Sluga cea credincioasă făcu-n tocmai precum i se poruncise. După ce se așezară toți poftiții la masă, începura a mânca și a se veseli cât nu se poate spune. Împăratul cel poftit, adică tatăl miresei, mâncă și nu prea. Încă de când venise, el se tot uita la mireasă și pare că îi zicea inima ceva, dar nu-i venea să creadă ochilor. Pasămite, el își semuia copila și, neputându-și da seama de cum ajunsese ea să se mărite după un fecior de împărat, nu cuteză să zică nimănui nimic. Vezi că trudele și necazurile ce suferise biata fată o schimbaseră de cum o știa tatăsău. Și îndemnându-se de pofta cu care mâncau mesenii, ar fi voit și dânsul să mănânce și să se veselească. Dar după ce gustă o dată sau de două ori din bucate, se opri. Sluga care îi aducea bucatele le ridică întregi, neatinse. Se mira acest împărat cum de toți mesenii mănâncă cu poftă niște bucate care pentru dânsul n-aveau niciun gust. Se încumese și întrebă pe vecinul din dreapta. Acesta îi răspunse că astfel de bucate bune n-a mâncat de nu ține minte. Gustă și împăratul din talerul vecinului și văzu că bucatele sunt bune. Asemenea a făcut și la vecinul din stânga. Îi lăsa gura apă după bucatele cele bune ce gustase de la vecin. Foamea îi da zor să îmbuce și el, dar cine putea să mănânce bucatele ce îi se aducea lui? Răbdă ce răbdă, de rușine luă el câteodată și din bucatele ce îi se aduceau, ca să nu se facă de râs între meseni, dar încolo nimic. În cele din urmă nu se mai putu opri și, ridicându-se în sus, zise cu glas mare: "Bine, împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bați joc de mine?" "Vai de mine, măria ta, cum se poate să-ți treacă prin gând una ca aceasta? După cum se vede, toată adunarea, te cinstesc și pe dumneata ca pe toți ceilalți împărați, fără deosebire." "Ba, să mă ierți, împărate, bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat, numai ale mele nu." Se făcu foc de supărare împăratul socru și porunci ca numai decât să vie bucătarii să-și dea seama de ceea ce au făcut și vinovații să se dea morții. Știi ce era? Ea ca mireasa gătise toate bucatele pentru tatăsău fără sare, ci numai cu miere și cu zahăr. Chiar sărnița de dinaintea lui era plină cu zahăr pisat și degeaba lua bietul împărat cu cuțitul din sarnița ce credea el că este cu sare și punea în bucate, ele, în loc să se facă mai bune de mâncare, se făceau și mai dulci de pe cât erau și mai cătrănite. Atunci se ridică mireasa în sus și zise împăratului socru: "Eu am gătit bucatele pentru împăratul ce s-a supărat și iată pentru ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Noi eram trei surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai mari, una îi răspunse că îl iubește ca mierea, alta ca zahărul. Eu îi zisei că-l iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă.
Dumnezeu nu m-a lăsat să piei și prin muncă, cinste și hărnicie am ajuns unde mă vedeți. Acum am vrut să dovedesc tatei că fără miere și fără zahăr poate omul să trăiască, dar fără sare nu. De-aia i-am gătit bucatele fără sare. Judecați dumneavoastră cu minte împărătească cine a avut dreptate. Toți mesenii, într-o glăsuire, găsiră cu cale că pe nedrept a fost fata gonită din casa părintească. Atunci, tatăl fetei mărturisi că n-a știut să prețuiască duhul fetei sale și și-a cerut iertăciune. Fata și ea i-a sărutat mâna și și-a cerut și dânsa iertăciune dacă fapta ei l-a supărat. Și se puseră pe o veselie și pe o petrecere de se duse vestea în lume. Tatăl fetei se veselea, nu se veselea, dar socrul știu că se veselea și se mândrea că a dobândit-o așa noră și de viță bună și înțeleaptă și harnică. Eram și eu la nuntă împreună cu cheleșul acela care se tupilează printre dumneavoastră, cinstiți boieri. Multe ciolane, Doamne, mai căzură de la acea masă și care cum cădea, tot în capul chelului le da. Și încălecai pe oșa și vă spusei dumneavoastră așa, și încălecai pe o lingură scurtă să trăiască cine ascultă. Și mai încălecai pe un fus să trăiască și cine a spus...